vorbind despre vestea ce iute s-a întins, când Domnul se apropiase. Ce vorbesc acestea, Iisus i-a întrebat, văzându-i cupriși de tristețe. Ei necunoscându-l, cu ei l-au luat, vorbindu-i cu drag și blândețe. Petru spre Emaus, o, ce frumos era, cu ei fără să știe, chiar cerul de călătorea, cu ei fără să știe, chiar cerul de călătorea. Ești singurul care nu știi ce s-a întâmplat, străine ce treci prin cetate. E vorba de un prinț ce-a fost mort și-a înviat, un nevinovat dat la moarte. O, nepricepuților, zăbavnic și slab, uitați ce au spus chiar prorocii. Hristosul înainte să intre slava sa, va trece prin chinuri și cruce. Pe drum spre Emaus, drum binecuvântat, cu tine parcă pe iahe, cu Iisus mare împărat. Plutim parcă pe iahe, cu Iisus mare împărat. Atunci cu iubire el le-a tâlcuit Scriptura ca ei Sfântă Lege. Când lângă Emaus au ajuns în sfârșit și Domnul se făcea că vrea să plece. Rămâi acum cu noi, căci iată s-a înserat, mișcați ucenicii, i-au zis. Intrând Domnul pâinea, a frânt-o și le-a dat, și atunci ochii lor s-au deschis. O, drum spre Emaus, drum binecuvântat, cu Domnul stând la masă. Ce har, ce har minunat, cu Domnul stând la masă. Ce har, ce har minunat. Cum Iisus în cer se făcu nevăzut, cei doi au strigat cu uimare. Cum nu ne ardea inima când ne vorbea și ne copia.
deșea cu iubire. Pe drum spre Emaus, drum binecuvântat, se ai în Iisus împlinire. Odihnă divină și-un ceas de răgaz, și-odată în cer poposire. Pe drum spre Emaus, astăzi te călătorești, acum în fapt de seară, mai poți, mai poți să râgânești. Acum în fapt de seară, mai poți.